Aici se află balonașele magice. Unele sunt pline, iar altele sunt goale. Eu vă dau două întrebările cu două variante de răspuns. Dacă răspunzi corect, atunci despre capul tău se sparge un balon gol. Dar dacă răspunzi greșit, atunci un balon plin cu ceva. Oh, nu vreau. Să începem cu prima întrebare. Ești gata? Da, dar mai întâi să mască. Ca să fii mai în suspans. Deci, Vita, prima întrebare. Da? Care este cea mai mică țară din lume? Prima variantă de răspuns. Vatican. A doua, Monaco. Cum crezi? Vatican sau Monaco? Cea mai mică țară din lume. Bă, dacă știți, scrieți în comentarii. Hai, Vita, aștept. Eu cred că asta e Monaco. Monaco, crezi tu? Da. Ok. Să vedem dacă a răspuns corect. Wow, opusei, fasole! Deci, cea mai mică țară din lume este Vatican. Tăticule, întrebare pentru tine. Deci, care este denumirea științifică pentru frica de păianjeni? A. Arachnofobia. 2. Agorafobie. Și răspunsul corect este arachnofobia. Așa crezi tu, da? Da, sunt sigur. Ești sigur? Da. Sigur, sigur? Sigur, cam sigur. Cam mă îndoiesc eu. Hai să vedem. Bravo, tăticule! Eu știam. Dar voi ați văzut ce priveliște frumoasă avem în spatele nostru? A? Pentru voi ne străim ca să fie cât mai interesant. Tasmin, ați pregătită? Da. Deci, într-o cameră erau 10 baloane umflate. Da. Două s-au dezumflat. Câte baloane au rămas în cameră? Variantele de răspuns? Aici e fără variante, trebuie să gândească ea. Ok. 10 umflate, două s-au dezumflat. Da. Câte baloane au rămas în cameră? Eu știu răspunsul că e 8, dar încă nu răspuns. Dar eu mă gândesc că mai e că n-ar, dar așa de simple întrebări. Și eu mă gândesc să trebuie să fii foarte, foarte atent. Apropo, voi dacă ghiciți, neapărat scrieți în comentarii. Ca să verificați și pe voi. Deci, încă o dată, ce sunt întrebarea? Într-o cameră erau 10 baloane umflate. Două s-au desuflat. Câte baloane au rămas? Câte baloane au rămas în cameră? Haide-i, că nu mai am timp. Ok, mă gândesc că 10 au rămas. Variata ta, răspunsul tău este 10, da? Da. Bravo, iubita! Știi de ce? Știu de ce, pentru că s-a desuflat și el a rămas baloanele desuflate. Ele s-au desuflat. Exact, 8 erau umflate, era eu, 2 erau desuflate. Eu m-am gândit așa. Bravo! Tăticule, da? La loc. Ascultă următoarea întrebare. Aha. Din ce este făcut colțul unui elefant? 1. Piatra jad. 2. Fildeș. Sau fildeș. Din ce este făcut colțul unui elefant? Piatra jad sau fildeș? Eu cred că este fildeș. Altă versiune nu am. Dar aici nu sunt sigur ca data trecută. Bravo! Da! Ai ghicit! Colțul elefantului s-a făcut din fildeș. Jasmina, următoarea întrebare pentru tine. Sper că e ușoară. Care este cel mai rapid animal terestru? Cel mai rapid animal pe pământ. 1. Ghepardul. 2. Jaguarul. Jaguarul. Tu crezi că e jaguarul, da? Da. Ok. Hai să vedem dacă ai ghicit. A ghicit! Ce e asta, mămică? Aceasta este făină de porumb. Gata, și mămică! Eu nu l-am deschis ochii!
Asta se face bai, noi am ales produse uscate ca să nu ne murdărim și să nu ne udăm, să nu fie rece, da? Deci, iubita, cel mai rapid animal este ghepardul. 113 km pe oră. Atât de rapid aleargă el, îți imaginezi? Tăticule? Da. Câte strofe are poezia lui Ceafărul de Mihai Eminescu? Wow. Prima variantă, 98 de strofe. A doua variantă, 101 strofe. Ia să vedem. De ce n-am învățat la limba română mai bine această poezie? De aceea, pentru toți cei care acum vizionează, faceți lecțiile, temele pe acasă și învățați bine la școală. Tăticule, nu! Nu lua pe acolo pe rotungite. Ok, hai! Spune. 98 de strofe. Așa, să dau balonul cel mai bun! Wow! Bravo, tăticule! Da, Ticul nostru până ce a rămas curățel încă. Eu numai la prima eram sigur, dar la aceste două chiar mă temeam să nu cadă făină sau nu știu ce acolo pe cap. Iubita, da? Câte oase are corpul uman? Câte oase are un om, da? Da. Prima variantă, 219 oase, a doua variantă, 206. Eu cred că 206. Așa crezi tu, da? Da. Hai să vedem dacă ai ghicit. Ai ghicit, iubita! 206 oase! Da. Dar ce interesant că omul se naște de bebelușul cu 270 de oase, dar în viața adultă el ajunge cu 206 oase. Adică ce oase dispar? Probabil că se unesc, probabil ceva se întâmplă. Dar așa e, știința așa spune. Tăticule, da? Câte minute are pauza unui meci de fotbal? 15 minute sau 20 minute? Oh. Când o să nu e mare fotbalist, hai să vedem dacă ghicește. Pauza de fotbal are 15 minute sau 12 minute? Hai să spunem că e 15 minute. Au! Iar și-ai ghicit, da! Așa! Nu știu! Știu că mă așteptați să cadă ceva peste mine, dar nu știu, de data asta nu. Tipule, e prea deștept. Prea? Asta e bine, e bine, asta e bine. Jasmina! Din ce este făcută pielea din păr de cămilă? Din păr de cămilă? Sau din păr de veveriță? Ha? Pielea, dar ce înseamnă pielea? O perie de cămilă. Perie? O perie, da. Ea este făcută din păr de cămilă sau din păr de veveriță? Păr de cămilă? Păr de cămilă, crezi tu? Da. Ok, hai să vedem dacă a răspuns corect. Pe smeți, pe smeți din făină integrală. Jasmina! Eu nu te invidiez. Iubita, pielea este făcută din păr de veveriță. Cine a inventat stiloul? Giuseppe Verdi sau Petrache Poenaro? Wow! Cine a inventat stiloul? Giuseppe Verdi sau Petrache Poenaro? Wow! Haide, tipule! Băi, ce întrebare! Hai să spunem Giuseppe Verdi! Făină! Ce mai rău, făină! Păi, cine este Petrache Poenaro? N-am auzit niciodată! Petrache Poenaro am inventat stiloul, da! Deja! Deja! Tăticule, iarăși ești blond! Iarăși ești blond! Ai. Mai mult sur decât blond! Da? Am însurit cu așa întrebări! Jasmina, care este durata de viață a unei libelule? Aici ai deja trei variante de răspuns. Prima variantă, 5 zile. A doua variantă, 3 luni. A treia variantă, 24 de ore.
Haideți că următoarea întrebare pentru tine constituie cu 3 variante. 24 de ore înseamnă că o zi, da? Da. Eu cred că... Libelula trăiește? Libelula trăiește 24 de ore, adică o zi. Ok. Hai să vedem. Ah, mi-e milă de tine, Jasmina. Gata? Gata? Ai ghicit! O libelulă trăiește 24 de ore, doar o zi. Atât durează viața ei. Vă imaginați voi? Tu știai asta? Bravo! Din trei variante ales pe cea corectă. Eu la fel avea să răspund 24 de ore pentru că am auzit că țânțarul trăiește 24 de ore. Și mă gândeam că libelula nu este departe de țânțar și așa că avea să răspund 24 de ore. Tăticule, da? Ce culoare are cutia neagră a unui avion? Prima variantă, portocalie. A doua variantă, neagră. A treia variantă, verde. Aha. Știi răspunsul? Nu știu. Voi intui. Totuși voi spune culoarea neagră. Neagră, da. Da. Ok. Iar făină. Cacao. Cacao. Eu sunt mai... Tăticule, tu ai început foarte bine, dar ești mai murdar decât Jasmina. Din blond ai trecut în șatien. Wow, ia uite, dar stă bine, știi? Serios? Da. Chiar vreau să mă văd. Poate că în curând planific să-mi vopsesc iarăși părul. Nu știu dacă poate se vede. Poate că mă vopsesc șaten. Ia să faci. Da, se vede. Wow, frumos. Frumos, ai plămine? Trebuie să facem mai mult un fel de roșcat aici arată. Și cum arată bine roșcat? Dar răspunsul corect era culoarea portocalie. Mă gândeam, prima la ce m-am gândit era portocaliu, dar pe urmă m-am gândit nu, cred că este vreo eroare și... Deci să știți că cutia neagră a unui avion este de culoarea portocalie. Deja vom ști. Și ultima întrebare pentru Jasmina. Da. Care este cea mai mică pasăre din lume? Fără variante, poți răspunzi? Nu. Deci, ai trei variante de răspuns. 1. Vrăbiuța. 2. Colibri. 3. Papagalul Rio. Vrăbiuța, colibri, papagalul Rio. Eu cred că papagalul Rio. Așa că zici tu. Da. Ok. Hai să vedem, dacă da, ține capul mai sus așa. Iată așa. Iată așa, ține capșorul. Ce e asta? Iubita, ești ce dublondă. Ia să te vedem. Hai, ridică-te. Melissa te ajută să fii mai murdare. Hai, scoate masca și arată ochișorii tăi să vedem. Hai, mai dai. Ia uite la tăticul. Wow! Parcă e sură, parcă e o băbuță, așa-i? Da, băbuță și-o sură. O bătrânică! Hai că vine! Așa! Lasă după ce facem ordine, băie! Neapărat, strângem după facem ordine după noi! Am uitat să vă zic, răspunsul corect la cea mai mică pasăre din lume este colibri! Eu știam asta! Știi cu okay. Ea? Ia loc! Hai, eu propun așa! Dacă eu răspund corect, sigur, cu un balon gol se sparge deasupra capului. Dacă răspund greșit, acolo vezi câte baloane pline ai și toate le sparge spre capul meu. Bine așa? Două am pline. Două pline. Ok, două pline atunci să fie. Bine. Ultima întrebare pentru dăticul nostru. Câte inimi are o caracatiță? Știi, fără variante. Eu cred că două. Nu. Da, două. Am auzit parcă undeva. Îți dau o variantă de răspuns sau nu? Hai, da. Prima variantă, o inimă. Aha. A doua variantă, două inimi. Da. A treia variantă, trei inimi. Nu, cred că mă opresc la varianta că două inimi are. Ok. Două inimi. Cineva a zis două baloane, da? Da. Plop. Ah, deja știi ce te așteaptă, da? Plop. Apleacă-te să vedem ce acolo ai. Și cacao, și făină. Pescheci și făină. Wow. Okay. Deci, varianta corectă a fost
trei inimi. Caracatița are trei inimi. De ce? Învățați, citiți cărți și nu veți nimeri și voi ca mine în situația aceasta oribilă. Aștept niște lacrimare, nici poți lacrimare așa. Dacă doriți încă o parte unde va participa și mămica noastră, atunci haideți să adunăm multe like-uri sub acest videoclip și posibil că vom pregăti ingrediente mult mai scârboase. Și dacă nu ești abonat, abonează-te, că la noi întotdeauna este vesel! Vă mulțumim pentru vizionare! Pa, pa!